Salut, bine v-am găsit la un nou joc pe canal, se numește Snakey Bus și e vorba despre un joc în care ai un autobuz care se mărește din ce în ce mai mare până când numai autobuzul tău va fi pe stradă, practic, pentru că ești atât de lung, așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place. Nu știu dacă ați jucat Snake pe telefoanele mobile vechi, adică era șerpișorul ăla pe care trebuia să-l faci din ce în ce mai mare, ei bine, este Snake varianta 2019 și iată, am pornit la drum, ăsta este autobuzul nostru, poți să vezi dinăuntru dacă vrei. Dar o să vedeți cam cât de mare se poate face, pentru că eu acum de fiecare dată când iau clienți, autobuzul meu se face din ce în ce mai mare și dacă o să mă întorc, o să vedeți că, ia hai să ne întoarcem să vă arăt cam cât de lung este în momentul acesta, sau poate nu s-a mărit chiar atât de mare, nu, cred că trebuie să ajung mai întâi la destinație, da, trebuie să ajung mai întâi la destinație, o să vedeți cât de mare îl fac, deci acum cred că a început să se facă din ce în ce mai mare, ia fiți atenți la faza asta și dacă ne întoarcem așa, ia uite-l ia. Deci, mi-am prins coada, ca să zic așa. Mi se pare destul de ciudat, dar nu știu, hai să vedem dacă reușim să strângem și noi la episodul ăsta peste 10.000 de like-uri, dacă e să vă placă. Și să-mi ziceți dacă și voi mergeți cu un astfel de autobuz. Un astfel de autobuz care, da, face chestii de genul ăsta prin aer. Dar noi trebuie să facem un punctaj cât mai mare și să luăm cât mai mulți oameni. Vedeți, noi acum luăm oameni și îi ducem la destinație. Trebuie să avem grijă pentru că pe cât de mare te faci, ai șansa să-ți mănânci coada. La fel ca în Snake, de să v-am zis că e un fel de Snake, varianta modernă. Dar și dacă te oprești de tot, uite aici aveam șansa să mă opresc de tot. Dacă mă opream de tot, muream, adică practic pierdeam. Uite, acum am zis că bus is full, deci eu mai trebuie să mă întorc. Ia uitați-vă cum mi-a rămas coada. Încă merge, încă se duce pe acolo pe unde am venit eu, adică cam atât de mare a devenit autobuzul acesta. E o nebunie de joc, frate, e o nebunie de joc. L-am găsit pe Steam și mi s-a părut interesant, știi? Și am zis, bă, hai să-i dau o șansă să văd cum e. Dar mie personal chiar mi se pare tare. Și acum dacă mă uit așa, nu pot să mă uit, nu pot să întorc camera într-un fel. Aș fi vrut să întorc camera, suntem în Paris. Dar da, oameni buni, ăla sunt tot eu, doar că... sunt prea lung, aparent. Mamă, mamă, ce nebunie de joc. Deci asta chiar e o nebunie de joc. Nu știu, am să dau... să mă uit puțin la sunet. Poate să-l dau un piculeț mai tare. Că văd că se aude cam încet. Nu, de fapt e ok, e ok sunetul. Aici s-ar putea să o încurc. S-ar putea să o încurc pentru că, vedeți și voi, m-am răsturnat. Cine merge cu un astfel de autobuz? Aparent oamenii se tot urcă în autobuzul meu lung. Care autobuzul meu lung încă merge pe aici. Uleu, nu în apă, nu în apă, orice nu în apă. M-am dus în apă. Ziceți voi dacă nu. Ziceți voi dacă nu. Flycam. Și acum putem să vedem cam cât de lung este autobuzul pe care l-am avut în funcțiune. Ia uitați-vă, vine de pe strada aia, trece pe acolo, așa am ajuns în apă. Oamenii așteptau la stație aparent, dar din păcate pentru ei n-a fost să fie. Frate, un autobuz mai lung ca ăsta nu cred că am văzut în viața mea. Dar da, e practic Snake, varianta modernă. Înțelegeți? Hai să-i dăm pe main menu și să vedem dacă mi s-a dat în loc la următoarea zonă. Următoarea zonă văd că îmi dă în loc și un orășel mai drăguț așa, mai însorit din ce văd. Hai să încercăm și pe asta să vedem cum e. Oho, mama, am alt autobuz? O, nu cred că e alt autobuz, dar... e ok. Și acum trebuie să-i duci la destinație. Vedeți că scrie acolo jos bus full? Adică e plin de oameni. Și acum luăm iarăși oameni. Vezi că zona asta arată așa un pic cartunic, ca și cum ar fi un desen animat. Ce avem, un stadion. Și trebuie să-i ducem la școală pe oameni. Ducem oameni la școală. Ce zici tu? I-am ratat pe aia. Dar începem să devenim din ce în ce mai lungi. Cât de lung pot să mă fac? Eu asta vreau, să încerc să rezist foarte mult. Să încerc să-mi fac autobuzul cel mai lung autobuz de pe planetă, frate. Cel mai lung autobuz de pe planetă. Avem și posibilitatea să dăm boost acolo, să zburăm. Pentru că dacă n-ai avea boostul ăsta, ți-ai călca coada. Pentru că uitați-vă și voi. Bine, poți să treci pe dedesubt, pe dedesubtul cozii. Dar, da, nu știu cât de bună e ideea asta. Pentru că uneori s-ar putea să nu ai pe unde să treci. Dar hai să vedem cât de lung. Vreau să văd, frate, cât de lung pot să fac eu ăsta. Hop, salut. Bine. Aoleu, trebuie să trec pe lângă mine. Fiți atenți că trec cu autobuzul pe lângă autobuzul meu. Nu, acum nu-i bine. Ah, nu-i bine deloc, dar hai că am reușit. Aoleu, sunt două. Frate, nu mai am de la de zburat. Deci voi înțelegeți ce se întâmplă acum.
Eu trec pe lângă autobuzul meu. Ai de capul meu. Zboară, nu! De ce n-am mai zburat? Încă că aveam boost-ul ăla. Hai să dau play again. Vreau să-mi fac autobuzul super mega mare. Deci vreau să-mi fac autobuzul super mega mare. Ia să vedem. Haide. Bine. La început e ușor, că n-ai foarte multe stații și e micuț autobuzul, adică nu te încurci în coadă. Dar pe măsură ce avansezi, ați văzut și voi cam cât de mare se poate face și da, devine o întreagă nebunie. Dar nu știu, dacă reușim să strângem peste 10.000 de like-uri, poate mai facem episoade și cu celelalte zone? Ce ziceți? Pentru că celelalte zone o să fie un piculeț mai greu de deschis. Ar trebui să mă joc puțin off-camera ca să pot să deschid zona aceasta nouă pentru voi. Pentru că altfel ne jucam azi doar în Paris. Dar e ok. Bă, că aici nu ai apă. Deci nu ai apă unde să te scufunzi. Nu știu ce alt pericol ai putea să ai. Eventual dacă ieși de pe hartă de tot, cred că ăla ar fi un pericol adevărat. Dar momentan suntem ok. S-a făcut destul de mare. Ok, s-a făcut destul de mare, dar nu de ajuns încât să mă incomodeze. Cred că în curând o să mă incomodeze. Pun pariu. Opa, oprește-te, nu te duc în casa omului. Hai că e bine, e bine. E în regulă. Bine, ai și un mini-map acolo ca să vezi pe unde ai mai fost și unde ți-e coada, e efectiv unde ți-e coada. Dar, da. Mamă, nu e bine deloc. Am făcut chestia asta, dar nu cred că e bine. Sincer să fiu, nu cred că e bine. No! Pe unde mai trec? Nu pot să cred așa ceva. Deci nu pot să cred așa ceva. Pe unde am trecut? Frate, ce? Mă încolăcesc. Am nevoie de boost-ul ăla neapărat să-l dau. M-am urcat pe altă bucată a mea. Nu, am intrat în mijloc. Nu! Ieși de aici. Ieși! Bine! Mamă, nu pot să cred că am sărit peste. Singura metodă de a pierde e să te oprești. Dar am făcut o mare vraiște acolo și acum mi se face autobuzul și mai mare decât atât. Adică imaginați-vă cam cât de mare e. Auleu! Nu știu pe unde o să mai trec. Asta e problema. Deci chiar nu știu. Dacă e să nu pot să sar, să n-am posibilitatea să sar deloc, nu cred că mai pot să mai trec. Dar oricum am făcut destul de multe puncte, aș putea să spun. Adică, uitați-vă și voi. Nu cred că am mai făcut un autobuz mai lung decât atâta. Este cel mai mare autobuz pe care l-am făcut. Da, aici cred că o încurc. Hai că nu o încurc. E bine. Perfect, trecem prin parc, lăsăm oamenii. Și acum să vedem cum ne strecurăm pe lângă coadă. Azi ne strecurăm pe lângă coadă. Băi, ce e aici? Vai de capul meu, m-am dus complet nașpa. Nu, mișcă-te. Băi, nene. N-ai cum așa ceva. Deci n-ai cum așa ceva. E prea de tot. Uitați-vă că autobuzul meu practic e, o să devină atât de mare încât o să se umple planeta numai de autobuzul meu. Frate, ce e asta? E tare ideea jocului. Adică apreciez când developeri încearcă ceva nou. Și cu siguranță este ceva nou. Adică e ceva ce eu n-am mai văzut până acum. Păcat că, nu știu, uneori parcă nu-mi dă boost-ul când îl dau. Poate n-am eu suficient boost sau poate trebuie să ai o oarecare viteză ca să bagi boost-ul ăla. Dar, da, încep să nu mai am pe unde să merg. Dacă observați voi ce se întâmplă, nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu unde sunt cu roatele invers. Hai că e bine. Trecem printre copaci, nu! Și asta a fost. Bă, am făcut un length de 243, frate, adică aș spune că e destul de ok. Știi ce vreau să mai încerc? Main menu. Hai să mergem în menu și să vă arăt faptul că nu numai asta, poți să faci, poți să mergi la garaj. Și aici e mai multe chestii. Uite, de exemplu, am aici posibilitatea să-mi cumpăr un nou autobuz. Ăsta, de exemplu, ăsta e un autobuz de școală. Ăsta e un autobuz. Autobuzul curcubeu, 5.000. Mamă, ce mișto este ăla. Aș vrea să fac puncte pentru autobuzul curcubeu, să-l vedem, vreți? Hai să facem puncte în Paris. Mergem în Paris, facem niște puncte și poate fac punctele necesare pentru autobuzul curcubeu, să-l vedem cum e. Sunt tare curios câte puncte ai nevoie pentru autobuzul curcubeu, care arată foarte mișto. Îți dai seama un autobuz curcubeu care merge prin oraș? Asta cu siguranță e ceva interesant. Dar ducem aici omuleții și bineînțeles începem să-l facem mare. Acum nu știu dacă o să-l fac chiar atât de mare,
pentru că aici în Paris e mai greu. Dar, da, momentan la început e decent, e decent. Ia să vedem, o să încercăm să luăm oamenii. Mamă, sper să nu dau fail chiar din prima. Adică asta aș prefera, măcar să ținem puțin așa, pentru că vreau să fac punctele alea, să-mi cumpăr noul autobuz. Jocul ăsta este pe Steam, apropo, pentru că știu că o să mă întrebe foarte mulți oameni. Este pe Steam, costă bani, dar nu costă chiar atât de mult, adică nu e exagerat. Pentru că e un joc indie și știți că îmi plac joculețele astea indie și îmi place să le încerc. Așa, iată că am dus din nou oamenii aici, bam, rapid, rapid îi luăm. Bă, nu e rău, nu e rău, momentan văd că mă descurc destul de bine și din cauza că în Paris sunt foarte multe blocuri înalte, nu prea văd coada pe aici. Pe orașul celălalt se vedea foarte, foarte bine tot autobuzul. Bine, începem să-l vedem, începem să-l vedem pe aici și nu ne place, nu ne place, dar hai că nu e chiar atât de lung pe cât era data trecută, deci e mai decent. Așa, hopa, nu, 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 vai ce urât m-am dus, ce urât m-am dus. Oricum am loc pe stradă, e bine. Ce m-am speriat că nu merge boost-ul. Nu știu, frate, uneori parcă nu merge boost-ul precum aș vrea. Și nu face față. Sorry! Nu! Ce faci? Oprește-te, bine. Așa. Mergem aici, aducem oamenii. Avem acum 243 de pasageri. 243 de pasageri. Tu-ți dai seama, iau un... Ia un stadion întreg în curând, în autobuzul ăsta. Cred că poți. La cât de mare te faci, cred că poți să iei chiar și un stadion întreg. Ok, aici trebuie să duc oamenii, aparent. Și s-am grijit. Nu, nu, nu apa, nu apa, nu apa. Să vedem autobuzul curcubeu și care e faza cu el. Ne vom juca tot aici în zona aceasta. Nu știu, zona asta mi se pare mai interesantă puțin pentru că nu ai foarte multe blocuri și îți vezi coada imediat. Da, vedeți, de fiecare dată când las clienții, pasagerii, de fiecare dată mi se mărește autobuzul. Cam asta e regula generală a acestui joc. Așa, să avem grijă pe aici, trecem rapid, lăsăm oamenii. Nu i-am lăsat? Credeam că am lăsat oamenii, frate, dar aparent nu i-am lăsat încă. Parc, gata. Așa. Am văzut în fața ochilor cum se mărea autobuzul, frate, deci... Ok? Bun, hai să încercăm să luăm pe toată lumea. Nu ignorăm oamenii ăștia, trebuie să-i luăm pe toți. Toată lumea, nu vedeți că un magnet se urcă? Cum ar fi dacă ar exista așa ceva în viața reală, adică un autobuz atât de lung, care să te ducă și rapid la destinație, frate, că, na, acum, știți voi, autobuzele nu sunt chiar cele mai rapide, dar să te ducă și extrem de rapid la destinație și să nu trebuiască să aștepți. Hopa, frumos, mamă, ce frumos am trecut pe acolo printre străduțe. Aici o să fie problema, cred că. Vai de capul meu! Iarăși trec pe lângă coadă. Trecem pe dedesubt pe aici, e ok. Hai că mai luăm câteva mașinuțe dacă e. Bam. Amă că e chiar distractiv. Și într-un fel relaxant, pentru că vrei să vezi cam ce scor ai reușit să strângi. Dacă aveți și voi joculețul ăsta sau dacă plănuiți să vi-l luați și faceți un scor mai bun decât al meu, lăsați-mi pe Steam, doamne, lăsați-mi pe YouTube comentariu. Și spuneți-mi ce scor ați făcut voi. Nu, m-am blocat aici, nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Poate fac iarăși mecheria aia. Nu, aici am rămas și zboară toți oamenii de acolo. Și dacă vreți să vedeți un flycam, uitați și arată. Cam atâta de lung s-a făcut. Da, bun, ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!